Poveștile învață pe copii ce este bine și ce este rău, ce este viața și ce este moartea, ce este ura și ce este iubirea, ce este frica sau ce este dezamăgirea. De aceea vă sfătuiesc să le citiți în fiecare seară, măcar la culcare copiilor voștri, o poveste. Este și sfatul pe care vi-l dă principesa Margareta, care de 7 ani se întâlnește la seri de poveste cu copiii, nu doar pentru a le spune de ce este important să citești, ci și pentru a strânge bani pentru alți micuți, de data aceasta cei nevoiași. Știți despre Moș Crăciun, da? Când călătorea, moșul avea întotdeauna în buzunar un pic de praf magic de Crăciun. Praf magic. Să-l sufle pe horn. O prințesă adevărată și praful magic al lui Moș Crăciun i-au cucerit pe micuții care au venit la seriile de poveste ale Fundației Principesa Margareta de la sfârșitul săptămânii trecute. Cum se simte Alteța voastră regală când copiii care învață din povești că există o prințesă apreciază de fiecare dată că au în față o prințesă? De obicei se întâmplă așa. Merg la o școală și toată lumea spune vine o principesă și toată lumea plânge din copii pentru că nu am o coroană, nu sunt îmbrăcată în alb, așa, și sunt dezamăgiți. Principesa Margareta, Dan Puric, dar și alți actori le-au citit povești copiilor 3 seri la rând și i-au încurajat pe cei mici să inventeze și ei povești. Copiii au uimit și au spus poveștile vieților, unele haioase, altele, din păcate, dureroase. Poate primul era foarte original și un puțin trist cu părinții despărțiți. Sufletul lor este sensibil, dar ei nu mai știu să povestească. Ei nu mai au acces. Desenele animate sunt sinistre. Literatura e din ce în ce mai sinistră. Ce văd eu la televizor, filmele sunt proaste. Părinții nu mai au timp să citească pentru că timpul lor liber a fost confiscat în ghetoul ăsta neocomunist de muncă. Mamele pot fi sătuite, că ele au un instinct incorruptibil. Să-și facă timp să le citească, să le spună, să-i mângâie. Să folosim imaginația, creativitatea și învățăm și istoria. Ce înveți, da? Cum trebuie să fiu bună? Mă înțeleg, lucruri interesante. Ce anume? Cum să le purtăm? Știm ziua și construim pe povești. Cărțile sunt altă lume. Așa învață să le placă și să citească și ei. În urma acestor seri speciale, alți 300 de copii primesc ajutoare lunare din partea fundației. Cu prințesa lor. No,